Sunt în cartierul Iosefin, lângă un spațiu al primăriei municipiului Timișoara, un spațiu cu altă destinație, care, din păcate, vedeți cum arată. Cetățenii mi-au spus că nu de mult, acum un an aproximativ, au reușit cei de la primărie să pună aceste gratii, dar până atunci oamenii străzii locuiau practic aici, se puteau întâmpla tot felul de neajunsuri, inclusiv poate incendii. Bine că s-au pus gratile, însă întrebarea este de ce nu sunt valorificate asemenea spații centrale, care sunt foarte bune, cu siguranță unele firme ar putea să vină prin licitație și să valorifice toate oportunitățile care rezidă dintr-un asemenea spațiu. Eu cred că este cazul ca patrimoniul primăriei municipiului Timișoara într-adevăr să fie folosit pentru cetățeni, să producă venituri cu care să se reabiliteze alte obiective importante din această zonă foarte frumoasă a Timișoarei. Mulțumesc!